Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ce mai faci, Vlad? Ce mai zici? Ce s-a mai întâmplat? Fac bine, am... S-a întâmplat așa că jurnalista Diana Popescu, pe care o salut. O salutăm cu toții pe Diana. Dintre ce... Așa. Una dintre cele mai mari realizări ale presii sportive din țara noastră. O investigație prin care au fost adunate la oaltă cele mai inventive, memorabile, amuzante denumiri și ale unor echipe de fotbal din țara noastră. Lista publicată de ProSport cuprinde echipe din toate seriile, din toate ligile, 4, 5 și 6, din fiecare județ al României, pentru sezonul fotbalistic 2023-2024. Permiteți că ați venit cumva pe cărarea mea aici și vă rog. O să vă împărtășesc eu câteva și vă invit și pe voi, prieteni, să contribuiți cu denumiri amuzante pe care le cunoașteți și nu doar de echipe de fotbal, ci de orice fel de cluburi sportive, dar poate și de cârcium sau firme, dacă e cazul, dacă aveți ceva super amuzant, ca să ne distrăm în dimineața asta. Așadar, în ceea ce așa, privește... 0728-3132, e bine să spunem, să reamintim numărul nostru de WhatsApp, pe care îl cunoaște toată lumea, dar... Puteți să ne scrieți din toată țara așa mesaje la acest număr, cum spuneam, cu denumiri amuzante de cluburi sportive, cârcium, firme sau fie ce-o fi, dar în special am vrea să ne axăm pe cluburile sportive în dimineața asta, pentru că de la asta plecăm, de la echipe de fotbal, mai exact, și iată, în Teleorman avem AS Spikpo Poroskia. Spikpo Poroskia. Spikpo este o firmă de morărit. Așa. De aici e cu Spikpo. Uh-huh. Spikpo Poroskia. Poroskia e o localitate din Teleorman. Spikpo Poroskia ar putea deveni... Da, am înțeles Spik, dar n-am înțeles Po. Po probabil de la ceva... Pop de gen. De acolo. Cred că vine. Dar de aici cred că s-ar putea pleca într-un nou exercițiu de tip 6 sași în 6 saci. Da. Aș vrea să ajungă în Liga 1 și să-i aud și să-i văd peste tot pe Spikpo și mai ales pe comentatori. Da. Tot în Teleorman funcționează Athletic Orbeasca, la care probabil galeria strigă Oarba după ei. Flacăra Talpa vin tare din spate. Supranumiți Fachiri, flacăra probabil. Flacăra Talpa. Fachiri. I-a și zis Flacăra Talpa Iute. Da. Dar și Beirut Siliștea. La Beirut Siliștea, sigur, se practică un fotbal exclusiv. Da. Ori o fi cârcium, o fi echipa vreunei cârciumi libaneze. Probabil. Ori patronul e îndrăgostit, ori e de acolo, cine știe. Fiecare nume de ăsta are o poveste în spate, în general. La Arad sunt foarte inventivi, au următoarele echipe. Semleanca Semlac. Așa. Păulișana Păuliș. Așa. Și Șiriana Șiria. Așa. E clar că le place fotbalul, fotbal. Da. În Călăraș avem Avântul Pietroiu. De asta sună periculos cu... Total. Pietroiu. Și faimoasa, că e mult mai cunoscută, Înainte Modelul. De Înainte Modelul am mai auzit. Da. Asta e din localitatea, evident, Modelul. Uh-huh. Multă vreme n-am crezut că există așa ceva. Am crezut că vine de la... cu totul. N-am crezut că există o localitate model. Și înainte, asta e din franțuzescu En Avant, că există echipa În Avant Gangnam. Așa, așa. Adică se poartă. Și au luat și e foarte frumos înainte asta. Iar în Vâlcea, de asemenea, o echipă faimoasă, unde a fost antrenor și Claudiu Niculescu, Damila Măciuca, din localitatea Măciuca. Da, Damila Măciuca. Și Damila e tot așa o companie privată. Dar și CSM... Damila Măciuca. Și CSM Dulari. Două echipe unde e foarte ce interesant. Ce scandăm aici. La, ce scandăm aici. Băi, o să râdeți, dar din câte mi-aduc aminte, pe vremuri, colegii de la Radio 21 erau partenerii FC Damila Măciuca. Da, da, a fost fenomen Damila acolo. Măciuca. Și căutând, am găsit și E Damila Măciuca. Păi stai, grijă și la accent aici. Nu
luptă Damila pentru Oltenia. Mori. Da. N-am Băi, hai că avem versurile. Vin foarte multe mesaje, zic unul singur și probabil revenim după pauză, nu? Da. Florin din Giurgiu zice că a jucat personal la junior la Spicul Cacaleți. Nu cred. Spicul Cacaleți, în paranteză izvorul, probabil. Deci e... Cacaleți a devenit izvorul. E cacalețar, cum ar veni. Da. Înțeles. Bine, vă așteptăm mesajele cu nume ciudate de echipe de fotbal, cârciun, firme și așa mai departe. 0728 3 de 1 3 de 2. Foarte, foarte, și când spun foarte multe mesaje în dimineața asta, sunt zeci, sute. Nu reușim să le citim chiar pe toate, dar sunt multe propuneri vis-a-vis de echipe de fotbal, firme și propuneri. Mă rog, firme de care oamenii au auzit. Da, câteva mesaje la rând au venit apropo de Damila Măciuca și de legendele care umblă pe acolo. Bună dimineața, ne spune Lucian. Nu știți că satul Măciuca e lângă satul Lungești. Deci când erai întrebat de unde ești, spuneai Lungești Măciuca. Știi că era practic zona din care veneai, ambele în județul Vâlcea, spune Lucian. E o legendă, odată când au venit să viziteze Căminul Cultural niște oaspeți, au văzut pe frontispiciul căminului bine ați venit în Măciuca noastră și au dat seama că nu e ok și au schimbat cu bine ați venit la Măciuca noastră și atunci lucrurile s-au rezolvat. E mult mai bine. Da. În privința echipelor de fotbal, ni se relatează că în Prahova există sau a existat, trebuie să menționăm chestia asta, că unele s-au mai desfințat dintre echipele menționate aici, Real Rio Cocoșești din Prahova, da? Și tot acolo în Prahova ne spune Florea că a fost arbitru de fotbal și că era o echipă care se numea Arizona Zalhana. Arizona Zalhana. Dream Zalhana. Arizona Zalhana. Dar de ce Zalhana și nu Zahana, frate? Adică... Zalhana, cu L. Zalhana. Nu știu cum e accentul, că uite, m-a certat și adică la Popos. La Spicpo Poroschia. Nu e Poroschia, cum am zis eu, e Poroschia. De unde o știa, din nu știu. Adică e producătorul nostru, dar el cochetează cu Teleormanul. Tu ai zis cu accent getodac. Exact, total greșit. Porolisum. Mi se spune că în autogara Focșani funcționează fast food-ul, da. Bolivar Foamea. Bun. Scris corect, cu cratimă. Bun. Eu cred că toate cârciumile populare ar trebui să aibă astfel de nume. La trei păduchi înfometați. Politear Foamea acum, știi? De-astea. Da, da, da. Serios. Asta cred că astea sunt numele corecte pentru cârciumile populare. Da, păi uite, există cățeaua leșinată în mai multe localități. Una dintre cățele ar fi între Bușteni și Azuga, la un popas. Da, avem mai multe mesaje pe tema asta. Deci ăsta e un nume care încă circulă. Cineva ne-a scris că la Răzoare, în intersecție, este o firmă de pompe funebre care se numește Authentic Balsam. Aia, asta e Authentic Balsam. Ai. Da. Uite denumirea de firmă. Sece, bună ziua, Doamne ajută, SRL. Nu știm domeniul de activitate, dar... Mă rog, cred că se poate adapta. E plin de speranță. A, ba nu, uite, ba da. Nu, stai că spune, se ocupă cu livrarea mâncării la domiciliu. Deci se ce bună ziua, Doamne ajută. Da, Doamne ajută. Delivery. Da, Doamne ajută, da, cu... hai, Doamne. Cel mai cal frumos SRL, magazin în Costinești. Există CS, ce înseamnă? Clubul sportiv, probabil. Da. Nova Mama Mia, Becichere cu mic. Asta o știm. O știm, da. Becichere cu mic. Nova Mama Mia, Becichere cu mic, da. Iau unor italieni, aveau o firmă acolo și făcuseră echipă de fotbal, nu știu dacă mai funcționează. La noi, în Constanța, avem echipă de fotbal Pescărușu Gârliciu. Ne spune Marius. Hai, ce asta. Pescărușu. Mulțumim. Gârliciu. Și iarăși tot, cum mi se pare că italieni erau la Roberto Ziduri. În Dâmbovița. Roberto Ziduri. În Bran Fredeluț funcționează un bar numit Scena Satului. Bun. Se spune, bă, care mi se pare că sună foarte frumos. Mișto. În Liga 4-a din Ialomița, revenind la fotbal, avem Stăruința Broșteni și Real Cosâmbești. În urmă cu doar câțiva ani, aveam mare derby între Steaua și Dinamo Bordușelu. Bun. Deci în Bordușelu funcționau atât Steaua cât și Dinamo. Iar la Filipeștii de Pădure există echipa de fotbal Genesis, scris cu 2 S la mijloc. Genesis, Filipeștii de Pădure.
cât și în Teleorman, ca să încheiem cu fotbal, Rio Samba Rădoiești Deal. Rio Samba Rădoiești Deal. Rio Samba Rădoiești Deal. Bun, așa. Mulțumim foarte mult, sunt extrem de multe mesaje, multe au rămas necitite, ne pare rău, dar n-avem timp pentru toate. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.